Să deschidem Cartea Domnului la Cartea Exodului, capitolul 2, și vom citi primele 10 versete. Exod, capitolul 2. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să îi se întâmple. Fata lui Faraon s-a coborât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețel care plângea. I-a fost milă de el și i-a zis, este un copil al evreilor. Atunci sora copilului a zis fetelui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul? Du-te, a răspuns fata lui Faraon, și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și el a adus fetelui Faraon și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise, scos, căci a zis ea, l-am scos din ape. Amin. Să ocupăm locurile. Frați și surori, începând din seara aceasta, urmează să avem o serie de studii biblice pe care noi am intitulat-o Spre Canaan. Și noi călătorim spre Canaanul Ceresc. Călătoria noastră spre patria cerească, spre Canaanul Ceresc, trece ca și călătoria poporului evreu prin multe dificultăți. Vom da de crize, de nemulțumiri, de ispite și vom trece prin aceleași lucruri și ar fi bine să învățăm de la alții cum să supraviețuim atunci când dificultățile o să vină și peste viața noastră. Am intitulat studiul acesta biblic, deocamdată am selectat astăzi vreo 16 subiecte, probabil că o să fie mai multe în final, dar cel puțin jumate de an ne este acoperit acum, joia seara, cu acest serial de studii biblice. Primul din această serie, dacă este cineva să ne ajute la computer, este prima serie și vom discuta despre Moise, omul pe care l-a folosit Dumnezeu să scoată pe poporul său din robia egipteană. Moise, eliberatorul lui Israel. Subiectul meu, voi încerca în aceste seri să avem foarte multe imagini, pentru că în felul acesta vom reține mult mai bine o serie de lucruri dacă și le vedem. La tronul Egiptului domnește Tutmose I. El a domnit între 1539 și 1514 înainte de Hristos. Numele lui este foarte interesant, vine de la zeul Tot, practic spune Tot s-a născut. Tot era zeul lunii la egipteni, era zeul textelor sacre, a matematicii, a științelor, a magiei, era și mesagerul care ținea evidența zeilor, maestru al cunoașterii și patron al scribilor, acelora care scriau pe papirus în timpul acela. Numele lui acestui faraon, Tutmose I, este că tot zeul acesta s-a născut. Practic, toți faraonii se credeau zei, ca și împărații romani mai târziu în istorie. Este unul dintre faraonii care nu l-a cunoscut pe Iosif. Dacă citim în primul capitol din Exodul, citim despre o perioadă când la
conducerea Egiptului au venit faraoni care nu au știut nimic despre Iosif. El face parte din dinastia a 18-a, una dintre culturile mari ale lumii a fost cea egipteană. Foarte interesant că foarte târziu omenirea a înțeles mai multe despre această cultură, pentru că ei foloseau o scriere care a fost descifrată foarte târziu, de-abia prin secolul al XIX-lea aproape. Soția lui a fost Ahmose și a avut mai mulți copii. Dintre toți copiii lui, aș vrea să remarcați pe Hatseput, care este o fată de-a lui. Fata aceasta, Hatseput, este fata care l-a găsit pe Moise și a devenit mama adoptivă a lui Moise. Există o genealogie foarte interesantă a acestor împărați. Aș vrea să vă uitați aici. Este din... Thank you. Din picturile aflate în mormintele împărătești ale faraonilor, aceasta este o pictură a lui Tutmose I și a soției sale Ahmose. Am găsit o genealogie din dinastia aceasta al faraonilor, a 18-a. Observați că în rândul al treilea de jos, scris cu verde, despre Hatseput, este fata lui Tutmose I, care l-a adoptat pe Moise și a fost mama adoptivă a lui Moise. Este foarte interesant că observați ultimul rând acolo, primul născut din împărăția lui Tutmose al III-lea, așa, a murit ca prim născut în urgiile, cea de-a 10-a urgie în timpul lui Moise. Dar despre asta o să discutăm mai târziu, atunci când va veni vremea să discutăm despre urgiile lui Moise. Iată câteva lucruri pe care le-a realizat acest Tutmose I, care au rămas până astăzi. Este un obelisc ridicat de el, care este și astăzi în picioare, în bună stare, și este complexul de la Karnak, unde este de fapt și mormântul acestor regi a dinastiei a 18-a egipteană. Ăsta este un sarcofag al lui Tutmose I, care se găsește astăzi în muzeul de la Cairo. Mumia lui este în partea dreaptă și sarcofagul acesta a fost construit de fiica lui, mama adoptivă a lui Moise. Nu vorbim acum despre personaje de poveste, de fantastice, vorbim despre oameni care au trăit în istorie și despre care există dovezi istorice ale existenței lor. Aici ar vrea să vă spun că cuvântul acesta, sarcofag, vine de la două cuvinte grecești. Sarx, care înseamnă carne, și phagos, mort, a omorâ, a mânca. Mâncătorul de carne. Practic, aici se puneau trupurile celor morți care putrezeau practic în aceste baxe de piatră sau de marmură, de granit, și apoi oasele se prezervau și se țineau mai departe, de aceea se numește sarcofagos, mâncător de carne. Aici aș vrea să adaug, câteva informații despre acest faraon Tutmose I, care spuneam că a avut-o pe fata asta lui Hatseput, care l-a găsit pe Moise și l-a crescut practic pe Moise, este mama adoptivă a lui Moise. Omul acesta a avut niște lupte mari duse cu Siria și Nubia, Etiopia de astăzi. A construit un canal pentru a călători spre Etiopia, spre Nubia, care există și astăzi, și a construit temple, obeliscuri, statui,
și mai ales complexul templului de la Karnak, pe care o să-l vedem imediat. Aceasta este un portret, o sculptură de a lui Hatseput, fica lui Faraon, mama adoptivă a lui Moise. Așa spun artiștii de pe vremea aceea că a arătat această fată deosebită, o femeie plină de virtuți, cum spune istoria despre ea. Sunt câteva detalii ale templului funeral a acestei regine, Hatseput, din Valea Regilor, aproape de Luxor. Este mormântul fostei mame, dacă vreți, adoptive a lui Moise. Acesta este complexul funeral a mamei adoptive a lui Moise. Este una dintre cele mai bine păstrate clădiri din vechiul Egipt, vizitată de milioane de oameni și astăzi. Femeia aceasta a rămas în istorie nu numai pentru faptele ei, dar și pentru faptul că a fost mama adoptivă a lui Moise. Hai să vedem câteva lucruri despre femeia aceasta și ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre nașterea lui Moise. Dacă citiți în primul capitol din Cartea Exodului, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că avem de a face cu o creștere extraordinar de mare a populației evreiești în Egipt. Pe măsură ce crește populația evreiască în Egipt, pe atât de mult sunt urâți de egipteni. Faraon începe să se teamă de acest popor care crește exploziv în țara lor, și de aceea îi supun la munci tot mai grele. Faraonii care nu știu nimic despre Iosif, care au uitat de istoria lui Iosif, nu au fost la școală să învețe istoria, s-au purtat urât cu poporul lui Dumnezeu. Și în primul capitol din Exodul citim că era o politică de distrugere a acestui neam organizată de faraon și de guvernul pe care îl conduce. Până acolo că aici sunt organizate adevărate măceluri de uciderea copiilor evreilor. Mama aceasta adoptivă a lui Moise, fica lui Tutmose I, a fost numită de către scrierile egiptene rămase până astăzi mama adoptivă, dar și cea mai nobilă dintre femei. Femeie bogată și de înaltă poziție, este o altă afirmație în scrierile rămase despre ea. Într-o zi s-a dus la scăldat cu prietenele ei, nu? Și a auzit un copil plângând. Instinctul matern cuplat, a trimis o fată care o însoțea să vadă despre ce e vorba și l-a găsit pe Moise, un copil al evreilor, a spus ea. Și cum Maria, sora lui Moise, era pe aproape, trimisă special de mama să vadă ce se întâmplă cu Moise. Fata asta isteață, a sărit imediat, probabil, din tufiș și a venit cu o idee excelentă. Îți caut eu o femeie să aibă grijă de copilul ăsta? Femeie să-i dea lapte și să se îngrijească de el? Sigur că da. Și a dus-o, bineînțeles, pe mama lui Moise. Nașterea lui Moise este extraordinar. Părinții lui sunt din neamul lui Levi, pe tatăl lui îl cheamă Amram și mama sa Iochebed. Este foarte ciudată că Iochebed este mătușa lui taică-său. Așa era pe vremea aceea, nu? Copii foarte mulți, probabil o mătușă foarte tânără, nu? Și se căsătorește cu Amram se căsătorește cu mătușa sa. Dar asta era regula pe vremea aceea, nu? Și îl au pe Moise. Au văzut că este frumos la chip, s-au îndrăgostit de copilul acela, au încercat să-l țină, pentru că era a lege, orice copil de parte bărbătească trebuia omorât imediat, probabil raportat, securitatea era pe urmele mamelor care trebuiau să nască, nu? Și Iochebed este pur și simplu pus într-o situație absolut incredibilă și de negândit pentru o mamă. E decisă să îl salveze cumva pe acest copil, de aceea construiește un sicriaș, spune Sfânta Scriptură, un fel de baxă de papură,
pe care unge cu lut și cu smoală. Astea erau materialele de pe vremea aceea, smoală să nu intre apă, nu? Și îl pune în trestii pe micuțul Moise și iată că apare la scăldat fata lui Faraon. Este nemaipomenită istoria asta, șocantă într-un fel, și este un exemplu clasic cum Dumnezeu poartă de grijă copiilor săi. Când Dumnezeu vrea să te folosească, atunci are grijă de tine într-un mod absolut surprinzător. Cine și-a imaginat o asemenea viață? Nici în cele mai năstrușnice povești. Dar când Dumnezeu are un scop cu cineva, iată cum îl salvează pe copilul acesta, pe Moise, care devine dintr-o dată copilul lui Faraon, crește în casa lui Faraon, primește educația lui Faraon, dar în același timp este crescut de propria lui mamă. Nu? Este absolut surprinzător. Toate mamele din Israel, nu, își pierdeau copiii și plângeau și vă dați seama ce dramă era, dar această mamă este și plătită de Faraon să-i alăpteze copilul și să-i îngrijească copilul. Nu? Dintr-o dată Dumnezeu asigură și resursele financiare, dacă vreți, pentru creșterea acestui copil. El este numit de acum fiul lui Faraon. Iată un cuvânt pe care îl spune Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetele 20-22. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost rănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Asta scrie Faptele Apostolilor despre istoria lui Moise. El a fost educat în științele Egiptului, care, dacă vreți, Egiptul era America acelor vremuri. Era societatea cea mai dezvoltată din lume, științele de toate felurile au cunoscut o dezvoltare extraordinară, construcțiile făcute de pe vremea aceea, vremea faraonilor, dăinuiesc și astăzi și sunt considerate comori ale și moșteniri ale lumii întregi. Moise apoi are o educație militară, este crescut în școala militară lui Faraon, cunoaște toate tainele, dacă vreți, ale și tehnicile de luptă ale lui Faraon. De fapt, în campania pe care tatălui adoptiv acum, nu, sau nu tatăl, bunicul practic, dacă el este fiul fiicei lui Faraon, bunicul lui Tutmose I, în expediția lui așa împotriva Nubiei, l-a folosit și pe Moise. Moise a participat la campania aceasta din Etiopia. Sunt mărturii scrise, rămase în istorie, despre participarea lui Moise la această campanie militară din Etiopia. El este, așa cum spuneam, omul crescut în știința vremii, în arta războiului, în științele care se predau în vremea aceea în școlile de atunci și crește în pătura aceasta nobilă a societății. Vom vedea că foarte curând va ieși din acest turn de filde și a nobilimii a unui popor special să-și cunoască rădăcinile, să-și cunoască frații. Și data viitoare vom studia exact acest subiect, întâlnirea lui Moise cu evrei care sunt la ora actuală, erau robiți mai apri ca oricând și Moise intervine și vrea să-și salveze frații. De fapt, lucrul se petrece la 40 de ani. Moise are 40 de ani și cineva a spus că, de fapt, toată viața lui Moise se include în 3 perioade.
de către 40 de ani. În primii 40 de ani a crezut că este cineva. Următorii 40 de ani a descoperit că nu-i nimeni. L-a pus Dumnezeu la oi, a fugit, a fost izolat de restul lumii, a uitat și să vorbească, practic, coerent. Când vorbești numai cu măgarul și cu oile, ajungi să vorbești ca ei. Și apoi, ultimii 40 de ani, de la 80 la 120, el devine, într-adevăr, omul de care Dumnezeu se folosește pentru a scoate poporul său din robie și pentru a-l duce în Canaan. Sunt trei perioade foarte distincte în viața lui Moise. Dar haideți să studiem puțin despre Moise ca și fiul lui Iochebed, a evreicei. E adevărat, el crește pe brațele mamei, dar protecția lui cea mai sigură este casa lui Faraon. Dacă în toate casele evreilor, copiii și mai ales băieții erau un mare pericol, erau pe vremea aceea două moașe în țara lui, în perioada aceea, în perioada lui Faraon, moașele acestea au fost plătite să-i omoare pe copiii evreilor la naștere. E foarte interesant că moașele acestea, pe nume Shifra și Pua, au refuzat să participe la acest genocid. Este o expresie foarte interesantă, spune că Dumnezeu, răsplătindu-le pe moașele acestea, le-a făcut case. Acum este foarte greu să înțelegi ce vrea să spună Sfânta Scriptură, le-a făcut case, e greu să crezi că Dumnezeu acum le-a dăruit două case, cine știe, două vile undeva pe malul Nilului, nu? Probabil le-a ajutat să-și formeze familii serioase, pentru că în limba veche, casă însemna mai degrabă o familie decât o clădire oarecare. Au refuzat să participe la acest genocid. Este foarte interesant că atunci când Faraon le-a cerut socoteală, cum de nu îi omorâți pe copiii evreilor, astea au venit cu o explicație extrem de frumoasă și logică într-un fel. Le-a spus, păi nu vă supărați, dar evreicele nu sunt ca doamnele voastre, nu? Care stau pe la bucătărie, eu știu, prin casele voastre împărătești, așa, și care atunci când nasc vai și amar trebuie să vină doctorii și moașele, nu? Astea sunt femei care lucrează, vânjoase, nasc, nici nu îți dai seama când au născut. Eu am cunoscut o soră de-a noastră care avea 19 copii, care la un moment dat a spus că mai bine faci un copil decât faci un cuptor de pită. Pentru ea, să facă un cuptor de pită era mai multă muncă decât să nască un copil. Acum, după ce ai născut 19, probabil că e mult mai ușor să naști. Dar explicația acestor femei era simplă, zicea, nu vă supărați, dar femeile evreilor nu sunt cale voastre, cale noastre. Nu? Asta, unde le găsește, acolo nasc și tot e în regulă, până venim noi, copilul deja e înțărcat. Explicația a ținut, că nu le-a făcut rău Faraon, le-a lăsat în pace, pentru că femeile acestea, într-un fel, spuneau și un mare adevăr. Apoi, gândiți-vă că dacă în toate celelalte familii a crește un copil în timpul acela era un risc extraordinar. Egiptenii voiau să lase numai fetele evreilor să se nască, dar nu băieții. Să temeau că ăștia devin războinici, formează o armată și se eliberează. Și atunci îi omorau pe băieți. Imaginați-vă familiile acelea de evrei, nu? Nu numai că erau săraci, exploatați, cine știe în ce condiții trăiau, nu? Iochebed este o mamă care nu numai că are copil și nimeni nu se atinge de copilul ei, pentru copilul ei este crescut de Faraon, nu? Care omoară copiii celorlalți, dar ea este plătită să îngrijească și să-și crească copilul, nu? De unde vin resursele? Din cea mai bogată casă, din casa lui Faraon.
Este un lucru absolut extraordinar. Mă întreb dacă cumva o fi aflat mama adoptivă a lui Moise cine i-a crescut copilul. S-ar putea să nu fi știut niciodată. Dar Iochebed are cea mai prețioasă grijă pe care o poate acorda cineva unui copil, este grija mamei. Grija mamei. Poți să fie cei mai grozavi experți de pe fața pământului, când ia mama în brațe un copil, a încetat să plângă, toate lucrurile s-au rezolvat. Este o legătură foarte specială între mamă și copil. Am învățat lucrul acesta din experiența noastră. Rodica este singura fată a mamei ei, pentru că mulți alți frați de ei au murit la naștere, s-au născut morți, practic. Ea este singura care e născută prin promisiune. Dumnezeu a promis că îi va da un copil soacrei mele și i-a dat. Între ea, între soacra mea și fiica ei, era o legătură absolut unică. Niciodată n-am văzut așa ceva. Locuiam la Arad, soacra locuia la Oradea și numai ne trezeam că apare soacra în vizite la noi. Pe vremea aceea nu aveam telefon, apare soacra. Pentru că îmi spunea, zice, știu că ești bolnavă. Și într-adevăr, suferea de ceva, soacra știa imediat că o doare ceva pe fiica ei. Și venea din Oradea până în Arad. Legătura asta între mamă și copil este un lucru absolut unic. Unic. Și asta nu s-a întâmplat odată, de câteva ori s-a întâmplat în viața noastră. Ei, grija cea mai prețioasă pe care Moise o primește, primește de la propria lui mamă. Apoi, în al patrulea rând, are un viitor asigurat. Nu? Este fiul fiicei lui Faraon. Dacă toți ceilalți evrei săraci se gândeau la viitor cu mare spaimă și toți copiii erau omorâți, viitorul lui Moise este asigurat pentru că este fiul fiicei lui Faraon. Cea mai aleasă educație care se poate da în țara Egiptului, o primește Moise. În același timp, pe lângă educația, știința Egiptului, instrucțiunile militare și tainele împărăției, așa, Moise cunoaște cea mai bună religie, religia mamei sale, credința mamei lui. În numele lui Moise vine din egipteană, se numește Musa, fiul apelor. Interesant că Coranul, musulmanii, de exemplu, în Coranul lor, îi spun tot Musa, dar înseamnă scos. În evrește vine de la mashach, a scoate. De aceea el este Moise, cel scos din ape, dar și cel care va scoate pe evrei din robia egipteană. Sunt convins că a țepat fiica lui Faraon când i-a dat numele Moise, nu? Scos. Nu s-a gândit absolut deloc că ăsta îi va scoate într-o zi pe evrei de sub domnia faraonilor. În viața lui Moise se vede mai clar ca în viețile multora din personajele Bibliei, această mână a lui Dumnezeu care a creat și a fasonat de fapt o direcție și un destin măreț. Haideți să discutăm puțin de ce se întâmplă cu Moise în istorie. Acum aici este un portret făcut de Michelangelo lui Moise. Să știți că și în tot Vechiul Testament, să nu vă speriați de coarnele alea care le are Moise acolo, pentru că în Vechiul Testament, cornul era semnul puterii, al autorității. Sunt o serie de texte, acum nu avem timp să intrăm, dar Michelangelo a prins foarte bine treaba asta și acesta este un portret extraordinar al lui Moise.
Ce ne-a lăsat Moise? A lăsat lumii scrierile lui, nu? Cinci cărți, Pentateul, cele cinci cărți ale lui Moise. Primele cinci cărți ale Bibliei sunt scrise de Moise. Vreau să vă spun că Biblia ar fi absolut imposibil de înțeles dacă n-ar fi aceste prime cinci cărți ale lui Moise. Ele ne pun la dispoziție toate ideile majore cu care operează Biblia din momentul acela. Toate faptele mari ale istoriei, piesele unice, fără de care n-am putea înțelege istoria, sunt conținute în cărțile lui Moise. Moise este omul care a primit revelația de la Dumnezeu, cum s-a creat lumea, cum a făcut Dumnezeu lumea. Marele personajele Scripturii sunt conținute în cărțile lui Moise. Apoi, legile lui Dumnezeu au fost date prin Moise, nu numai cele 10 porunci, care la ora actuală sunt la baza tuturor codurilor penale și legislației lumii întregi, practic, stau aceste 10 piese formidabile ale legii lui Dumnezeu, cele 10 porunci, dar toată legea a fost dată prin Moise, toate poruncile care și ele, la rândul lor, fac parte din tezaurul umanității. Moise a rămas ca un model de lider, de conducător extraordinar din întreaga istoria omenirii. Biblia ne spune că a fost un om blând și aici avem o dificultate, pentru că Cornilescu, când folosește cuvântul acesta, ne derutează puțin. Nu a fost neapărat blând. Blând în sensul de ființă îmblânzită de Dumnezeu, cineva care recunoaște autoritatea lui Dumnezeu și este blând, ferice de cei blânzi, cum spune cuvântul lui Dumnezeu în cele 8 fericiri de pe munte. Dar el a fost un lider destul de aspru și a fost modelul de lider din care s-au inspirat mari conducători al tuturor popoarelor. El a devenit apoi sursă de inspirație pentru cei asupriți. El a dat nădejde tuturor neamurilor pământului care au fost asuprite într-un fel sau altul. El a venit cu ideea libertății. Putem să ne dezrobim, putem să ieșim, putem să ne ducem într-o țară în care curge lapte și miere, putem să formăm o nouă națiune. Deci el este o sursă de inspirație pentru orice ființă asuprită din lumea asta. El este modelul cristic extraordinar pe care ne-a rămas în Sfânta Scriptură. Ce să mă mai spun, că el este prin exemplul său, prin caracterul, prin credința sa, o inspirație pentru creștinii de pretutindeni. Aceasta ar fi, de fapt, prima lecție din seria aceasta pe care eu am numit-o Spre Canaan. Pentru că călătorim, așa ca și poporul evreu, ieșim din Egiptul acestei lumi, am fost eliberați în mod miraculos de Dumnezeu, scoși afară din robia celui rău, a diavolului, și apoi împreună cu Domnul călătorim spre patria cerească și ca și poporul lui Dumnezeu vom vedea pe parcursul acestei vieți o serie de lucruri cu care ne vom confrunta. De aceea vă invit, haideți la lecțiile acestea pe care le avem în fiecare joi seara, invitați și pe alții. Este o lecție de istorie care o să ne prindă bine și o să ne ajute la înțelegerea multor lucruri care se întâmplă în propria noastră viață. Haideți să ne ridicăm în picioare, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și să-i cerem Domnului înțelepciune și putere să fim biruitori până la capăt și să ajungem la capătul călătoriei împreună cu El.